Bună dimineața, din nou, bine v-am regăsit. Ce vom găti astăzi? Vom face un fel de mâncare mexican. Se numește quesadillas. În traducere înseamnă pentru toată ziua, pentru că este un fel de mâncare foarte consistent și o porție ajunge pentru o zi întreagă de servici. E un combustibil pentru un motor extraordinar. Deci, o să avem nevoie de două lipii. Noi acum le facem noi pe loc, dar dumneavoastră le puteți cumpăra din orice supermarket, le găsiți în ambalate în pungă. Două lipii la mărimea farfuriei, le vedeți? Da? O să avem nevoie de salată verde. O tăiați mărunt pentru că va veni pusă deasupra, o să vedeți și trebuie aranjată. Roșii tăiate cubulețe, ceapă, ardei. Puteți folosi de 3-4 culori cu varietate mai mare, o prezentare mai bună. Că știți cum este. La mâncare, prima dată este ochiul. Dacă vă place cum arată, o mirosiți. Vă place gustul, continuăm. Dacă vă place și gustul, vă mai întoarceți să mai mâncați o dată sau vă mai preparați o dată acasă. Avem nevoie de piept de pui. Noi l-am fiert în prealabil. Puteți să-l folosiți crud, doar călit pe loc. O smântână pentru gătit. Și aici avem un sos făcut din smântână normală, smântână acră, cu usturoi, un pic de sare, piper și puțin pătrunjel. Este sosul, așa spus, împământenit puțin la noi în oraș, sosul grecesc. Dar nu este, de fapt nu este sos grecesc, sosul grecesc este cu totul altceva. Se face din iaurt, cu ceapă sau castraveți. Sosul tzatziki este altceva. Asta este un sos din smântână cu usturoi. Foarte gustos, foarte, foarte căutat. Și ciuperci. Da? Uleiul de măsline. O să începem cu să ne tăiem ingredientele. Da? Așa cum v-am obișnuit, tăietura puțin mai grosieră, pentru ca să simțim ce mâncăm. Să nu fie ca un fel de... În momentul când se amestecă toate, nu mai știm ce mâncăm. Le simțim la gust pe toate. Avem nevoie de două ciupercuțe. Cum v-am spus, da, o smântână, absolut. Putem începe. Prima dată vom prepara sosul, care este format din smântână de gătit, ciuperci și pieptul de pui. Tem și pieptul de pui. Acum, cum vă place pieptul de pui? În cantitatea în care îl veți folosi, îl tăiați mai mare sau mai mărunt. El poate fi tăiat cu bulețe, uite așa. Da? Fiind fiert, trebuie doar puțin călit. Dacă nu, tăiat tot așa crud. Se călește înainte pieptul de pui, se pun ciupercile și se pune smântâna. O să folosim aceeași ordine ca și când pieptul de pui nu a fost preparat dinainte, da? Punem tigaia pe foc. Ulei nu foarte mult, da? Deci foarte puțin ulei. Ulei folosim doar cât să când punem ingredientele, cât să fie ele îmbrăcate în ulei. Să nu mai fie ulei în tigaie în exces, pentru că atunci, în loc să se călească puțin, ele se vor fierbe puțin în ulei, mai ales ciupercile se vor îmbiba în ulei și în loc să aibă consistență, să aibă o aromă și un iz bun, ele vor fierbe puțin în ulei și se vor înmuia foarte tare. Eu nici sarea nu o pun decât la urmă pe mâncare. În momentul când am pus sare pe ciuperci, ele lasă apa și se înmoaie foarte tare. Da, deci uleiul, uite așa puțin. Uleiul se mai poate pune dacă mai doriți un pic, dar tot timpul să nu fie în exces în tigaie. Da? Putem vedea în momentul când punem în tigaie. Niciodată nu puneți în tigaie în uleiul neîncins. Puneți o bucățică de carne și așteptăm până sfârie. În momentul când sfârie, înseamnă că uleiul este gata pentru... Tigaia este gata pentru începerea preparării. Da? Și punem și restul de carne. Totdeauna când puneți ceva în tigaie, s-au zis cum sfârie. Nu treceți mai mult ca să nu se
arde deja uleiul, că atunci îl schimbați, că dintr-un ulei sănătos de măsline devine toxic. Da? Deci, vedeți, sfârâie deja, e bun. Punem aici. Vedeți? Uite așa. În cazul când pieptul de pui este crud, îl lăsați să se călească. În cazul meu, că este deja fiert, folosindu-l la restaurant, îl facem fiert ca să fim, să avem siguranța că nu se va întâmpla nimica. Așteptăm până se încălzește puțin. E ok. Putem pune ciupercile. Da? Și acum vedeți că poate un pic de ulei mai trebuie. Foarte puțin, dacă observați, nu este ulei în exces. Un strop mai punem, că mai avem din ciuperci care nu s-au învelit în ulei. Da? Da, uite așa. Lăsăm să se facă frumos. De celelalte ingrediente vom avea nevoie crude. Pentru că va fi o mâncare între lipii caldă și deasupra va fi ca o salată. Deci este o porție de mâncare care începe cald, cu salată, cu tot într-una. Acum sunt multe rețete pentru Costa Dias. Sunt rețete în care lipia se poate pune puțin cașcaval deasupra, se dă puțin la cuptor și cașcavalul se întinde foarte frumos pe lipie, după care se montează. Noi am ales să o facem fără cașcaval, dar imaginația fiecăruia în bucătărie, încă puțin ulei, da? Un pic focul mai jos, așa, așa, da? Vedeți? Ciupercile lăsăm să se rumenească puțin, da? În momentul când sunt rumenite, ele nu se moaie, au consistență și atunci își eliberează aroma. Dacă continuăm de aici, va fi un fel de tocană, ceea ce nu este cazul și nu vrem să se întâmple acest lucru. Da? Vedeți? Așa, foarte bine. Focul mai micuț, un picuț. Smântâna. Este o smântână de gătit, nu este smântâna aceea acră, este smântâna nu dulce, e o smântână neutră. Nu este cea care o folosim la frișcă, nici aceea acră care o folosim în ciorbe, supe, sarmale și alte. Da? Așa. Da? Vedeți? Masosul este aproape gata. Piper se poate pune acum. Vedeți? Uite așa. Punem puțin piper, nu foarte mult, pentru gust, nu pentru iuțeală. Pentru iuțeală puteți folosi, fiind o mâncare mexicană, puteți folosi alte sosuri iuț, dar încercați să faceți un balans totdeauna, o iuțeală medie, da? Deci sosul este gata, îl punem deoparte. Dacă aveți lipile de la magazin, ele normal că vor fi reci. Și atunci ca să nu punem tigaia goală, un strop de ulei, nu foarte, foarte puțin, ca să nu ardem. Da? Lăsăm un pic tigaia să se încingă. Și ce vom face? Acum vom încălzi lipiile. Da? Le luăm pe rând frumos. Nu este niciun pericol, puteți încerca cu mâna. Acum vă arăt cum trebuie făcut acasă. Normal, se pot pune într-un cuptor dacă aveți, într-o tavă sau într-o tigaie cu mâner de metal ca să nu se ardă, se pot încălzi acolo. Această mâncare, dacă lipia este fără ou,
și nu folosiți pieptul de pui. Este la fel pentru vegetarieni. Are doar smântâna, brânza, cașcavalul și legumele. Dacă o folosiți altă dată cu pieptul de pui, normal este, dar oricum este, nu este o mâncare foarte, foarte ușoară. Având foarte multe ingrediente, cu smântâna, cu legume, cu zarzavat, cu absolut tot, nu este o mâncare ușoară, să știți. De-aia îi spune Coasa Diaz că ați mâncat-o și toată ziua nu mai aveți nevoie de nimic. Uitați, vedeți cum s-a încălzit frumos pipia în farfuria. Așa. Deja e fierbinte, dacă vedeți, nu mai pot să o țin. Am pus-o aici așa, o luăm pe cealaltă. Încălzim și pe aceasta. Pe asta, dacă vedeți, noi am pus dinainte puțin cașcaval. Se vede că s-a încălzit, s-a topit puțin. Am întors-o. Da? Bun. Bun, e caldă. Și acum, o lipie, stingem focul să facem economie, da? Sosul se pune frumos pe prima lipie, uite așa. Sosul puteți să faceți cu mai multă smântână, cu mai puțină. Dacă vă iasă prea apos, puteți să radeți un pic de cașcaval în el și se va îngroșa. Nu mai puneți smântână sau apă sau alte chestii, nu. Un pic de, fără făină, un pic de brânză în el sau cașcaval, sau dacă aveți parmezan ras, puneți parmezan ras în el și se va îngroșa sosul. Luăm partea a doua, uite așa, da? Deci ați văzut? Aici avem sosul de ciuperci cu smântână și cu piept de pui. Nu l-am sărat, avem deja brânza sărată deasupra. Și se poate săra la sfârșit. Acum, urmează finalul. Uite așa, salată verde. Da? Așa cum v-am spus, este una dintre rețete. Poate o să vedeți pe alte emisiuni, pe, nu știu, pe YouTube sau unde urmăriți, că se folosește altceva. Fiecare își poate face rețeta. În loc de salată puteți folosi altceva. Rucola, o... aveți salatele acelea mici valeriană. Nu este nicio greșeală. Este vorba să fie deasupra verdeață. Cât mai multă. Așa. Așa. Da. Deci asta nu este o rețetă foarte, foarte grea și elaborată. Vedeți că merge destul de iute. Puțin ardei aici, așa. Uite. Da? Ceapa. Ceapa după preferință, cât doriți, nu mai multă, nu mai puțină. Dacă aveți o întâlnire de afaceri sau mai știu eu, nu este absolut nicio greșeală să nu o puneți. Rețeta nu are usturoi, dacă vedeți cum, că nu am pus usturoi, din aceleași motive. Și nu prea ar da bine usturoiul cu restul. Da? Deci vedeți ce bine și ce frumos arată. Și acum, la sfârșit, sosul de usturoi. Și atunci el se poate, n-am pus usturoi pentru că avem în sos. Deci nu folosiți în alte. Da? Uite așa. Da. Uite așa. Și acum poate puțină sare, dar doar de culoare pentru zarzavaturi. Să ornăm puțin, uite, punem așa pe margine, puțin piper. Da? Nu prea mai necesită ornare, pentru că ea este deja ornată din montaj. Da. Deci, aceasta este o Coasa Diaz. Dacă o vreți fără carne sau fără ciuperci, poate nu vă plac ciupercile, să faceți doar cu carne, puteți să faceți doar legume călite în ea, în același sos. Și în umplutura din legume, cu, fără carne, cu ciuperci, fără ciuperci,
Rămâne la gustul și la tinerea noastră cum să o preparați. Dar în principiu este călită cărnița, smântâna. Înăuntru se poate pune să face chiar un sos de brânză cu mucegai, de gorgonzola, dacă doriți. Dar nu foarte, foarte pregnant. Se pune doar puțină gorgonzola pentru un iz mai deosebit. Thank you.